Tragedie la Gura Humorului vineri după amiază. Un copil a murit și alți doi au rămas izolați pe o insuliță pe râul Moldova pe când se aflau la joacă. Doi copii de 11 și 12 ani se jucau pe insulița dintre ape când, la un moment dat, un al treilea de 9 ani a venit la râu pentru a se juca împreună cu ei, cei trei fiind prieteni buni. Puștul de 9 ani era pe bicicletă și s-a încumetat să treacă prin apă, crezând că râul nu este adânc în zonă, numai că a plouat în amonte cu o zi înainte și apa era destul de mare. Copilul a fost luat de ape în timp ce ceilalți doi nu au mai reușit să plece de pe insuliță, rămânând izolați între ape. La fața locului au fost chemați pompierii de la detașamentul Gura Humorului, care i-au recuperat cu bărcele pneumatice pe cei doi copii de 11 și 12 ani. Ei au pornit apoi în căutarea micuțului de 9 ani și l-au găsit în apă, la 800 de metri distanță, în aval. Copilul a stat minute întregi sub apă, așa că manevrele de resuscitare efectuate zeci de minute de medicii de la serviciul de ambulanță au fost în zadar. Ei au declarat la final decesul. Și m-am dus să văd ce trebuie. Și eu zic, fratele nostru a căzut în apă și l-a luat apă la vale. Și atunci am sunat la 112 și doi dintre ei au venit cu mașina la vale și l-au așteptat aici, la vreo 500 de metri și l-au găsit, dar au venit salvări, au venit toți, au venit prea, deja nu s-au mai putut face nimic. Cei trei copii erau frați. Doi copii se jucau pe o insulă în mijlocul râului Moldova, iar al treilea a vrut să treacă la ei, să probabil să se joace cu ceilalți doi. A alunecat în apă și curentul fiind destul de puternic, l-a luat și l-a dus în aval, aproximativ 800 de metri. Părinții copilului necat au ajuns la fața locului și erau în stare de șoc, plângându-și disperarea. Mama băiatului a suferit un șoc emoțional puternic și a ajuns la spital. Cazul a fost preluat și de polițiști, care fac cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a petrecut incidentul.